mai întreb ceva. Tu cați unde ești? Vârful ăla face cu ochiul, mă cheamă să mă duc. Nu știu să vedem exact ce și care e planul. Ești cu Adrian. Noapte aici. La lumina stelelor. Nu sunt fort, nu sunt trenat. Am mâncat bine. O mică răcorire după mâncare. Dormitorul e făcut. Aici o să dorm noapte. Relata am pus-o jos. O să mă învelesc cu cerul. O să privesc stelele. Peisajul. Frumos. Adi s-a pregătit dormitorul lui mobil. Haideți să vă arăt. Ia uitați. Azi am umblat pe alte coclauri și n-am avut timp. Altă dată o să facem împreună și o căsuță frumoasă, căsuță. O cabană de post. Ne mai întâlnim noi. Asta a fost începutul. Un vârf pe care vreau să ajung. M-am gândit că mă duc dimineață, dar... Am plecat acum. Cred că o să am de acolo un peisaj superb. Am obosit un pic, pentru că eu azi, dacă am umblat cu Adrian cu mașina, nu mi-am făcut încălzirea. Să am luat așa dintr-o dată. Wow. Yeah.
Ia uitați unde am ajuns. Pe vârf de munte. Minunat. Minunat, dragilor. Foarte frumos. Acolo jos e mașina, focul, Adrian stă la masă, foarte slab se vede. Mai o panoramă de aici, e pe vârful stâncilor, unde doar caprele negre poate mai ajung. Picioarele pe pământ. Am avut ambiția să mă duc sus să văd cum vii. E frumos, foarte frumos. Înalt. Și aici jos un loc minunat. Nu ne deranjează deloc, e șoseaua pe lângă. La cât e de frumos locul, nu se cunoaște șoseaua asta. Noaptea, cred că e trecut de ora 10 și aici se pregătește tura a doua de mâncare. Pe prima s-a dus. Ia ce avem aici? Avem cârnați, mușfile și niște slană. Numai bunătăți. Cum îi zice în Ardeal, șuncă. Pusă la foc. Deci... La grătar de pește. Mare bunătate. Lux. E senin. Te bucăm și noi în terasa, că mâine... Până... mâine nu mai avem ce să mai bucăm. Mâine mergem la vânat. La vânat urzici, ce bune. Poate prinde și noi vreun iepuraș ceva. La vorba ta, urzici, ciuperci. Dar ciuperci n-ai de unde când a plouat. Nu prea, acum nu ciuperci. Urzicile cred că sunt prea bătrâne, deci tot carnea rămâne baza. Da, avem un jar aici, am putea face... Aia, un purceluț. Bă, știi, liniștit. Deci chiar pun mâna aici și arde. Nu, puternic. E puternic jarul, da. S-a adunat. Oameni buni, asta e viața de haiduc modern. Ia, uitați aici. E o frumusețe focul ăsta. Dita mai vatra, lemne avem în continuare, să ardă până mâine dimineață. Nu, nici nu le arde în toate. Nu le arde, nu. Mai rămân și la alții care mai vin. Râul este partenerul nostru în seara asta. Râul cu partea muzicală. Oricum, dacă dormim bine la... Dacă auzim. Oricum, nu. Dacă vine ursul și el se ospăteze din grătarul ăsta, s-ar putea să nu-l auzim deloc, să ne trezim pierdere la masă. Suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru urs. Da, ai arătat la oameni acolo ce desert ai tu? Ce de dulciuri ți-ai luat? Nu, dar... Eu cred că n-ai avut deloc dulciuri când erai copil. Are Vasi la dulciuri acolo, n-am văzut în viața mea. Ba, adevărul... Om la 50 de ani să mănânce atâtea dulciuri. Când eram copil, să zic că nu prea am avut, ia, că nu prea se găseau. Aia dacă nici pe vremea nu se găsea. Haide să vedem desertul din seara asta. Încă mai mâncat ceva din el. Uitați ce și-a luat Vasa Survival aici. Ciocapic, Nesquik, Sugus, bomboane, biscuiți cu unt. Asta nu-i dulce. Așa.
biscuiți cu stafide. Fitness. A să rămână suplu. Da. Fitness. Să nu cumva să facă ciocapic. Să nu cumva să facă vreo 60 de kg. Mamă, dar ai. Deci acolo se aproape numai dulciu. Și cât îl mănânci? Bun, nu o să le mănânc pe toate, dar... Nu, pe ei. Crezi și eu. Da, da. Asta, mănânc și eu seara asta. Dar normal. Un bounty ceva. Este, orice, de toate, ca la cofetele. Dulciurile și carnea e baza. Trebuie să împodobim un brad, aici să le punem un brad. Hai bă, ursul, ce să vine. Wow, să nu s-arde. Nu se arde, că le-am pus într-o parte așa, la foc, domol. Nu știu cum ursul, dacă miroase chestia asta. Îți dai seama că miroase el, dar păi, nu-și dacă permite să vină. În zonă... Nu-și permite să vină. Nu, cum adevărul că focul și fumul asta sperie mult animale sălbatice. Deci nu se apropie de foc. Cine știe ce să fie ca un animal sălbatic să se apropie de foc? Din greșeală. Dar e răcoare. Deci bine că avem foc și s-a de dormit, că e răcoare, destul de bine. Întotdeauna lângă râu e mai fie. Da, e și o plăcere. Mai ales vara, după zi de aia caniculară, să stai lângă râu. E mare plăcere. Și seara bună, dragilor, de aici, din sacul de dormit. Vă spun și vă doresc să aveți o noapte bună. S-a schimbat un pic treaba. Uitați-vă și Adi s-a mutat patul. Nu mai doarme în mașină. Deci o să dormim amândoi sub cerul liber, privind crengile copacilor, privind stelele. A fost o zi frumoasă, o seară frumoasă, un loc frumos. Am mâncat bine, am stat la foc. Acum ce mai urmează, să dormim bine și ne revedem dimineața. Salutare și noapte bună! Salutare și bună dimineața! Ce frumos e să se trezească țiripitul pasărelelor, nu huruitul mașinilor. Dimineața din Rimetea, localitate frumoasă. Aici, de exemplu, scrie Muzeul Etnografic. Aici e și primăria. Se spune despre Rimetea că e satul unde soarele răsare de două ori. Bineînțeles, doar în luna iulie. Aici ceva informații destul de așezare construite în jurul exploatării de suprafața minereului de fier. Un monument frumos dedicat eroilor, oameni care au murit în primul război mondial. O bisericuță mică. Dar foarte pitorească și frumoasă.
sat înconjurat de munți frumoși. Case mari, deci aici e așa o localitate mai multinațională, Saș, Secui, ori locuit de mult aici, deci se vede și pe stilul în care sunt făcute casele. Vreau să vă arăt aici ceva care acum, nu știu cum ar suna bine acum, bun, nu-i, chiar nu-i deloc politică ce vă spun acum. Aici un monument și o să încerc să vă arăt ce scrie. Vă spun eu că nu se vede bine. Slavă eroilor sovietici căzuți în luptă pentru eliberarea popoarelor. Aici o casă, vreau să vă arăt, foarte, foarte interesantă, construită. Deci eu cred că încă mai sunt aici locuitori maghiari, sași, deci se vede clar, toate casele astea povestesc, spun ceva. Exact ce vă spuneam, aici, acolo, sus, scrie ceva în limba maghiară, care clar că nu înțeleg. Tu vine aici, haide! Haide, pe frumoșilor, vine aici! Da, sigur. De aia, adică-s prea frumos. Cum să nu le dă? Uite ce se bucură. Nu prea sunt pe pâine. Aaaa. Miroase aici. Hai că stau în mânc. Ăștia ori. Bun, înseamnă. Dar nici ăla n-a mâncat. O luat urmă un pic în gură și... Înseamnă că nu vă e foame. Păi n-am, mai niște șuncă de-aia, nu pot să le tai șuncă. El aia l-a mirosat. Uitați ce loc frumos aici sunt cheile Vălișoare. Soarele în vârf de munte. O stâncă imensă. Apă, aer, natură, doi căței cu minți.
Ia ce m-am făcut, uitați cât e de mare. Așa. Cățelul. Haide. Cățelul. Ne aflăm la mănăstirea Râmeț. Peisaj de poveste. Clădirea arată super îngrijită. Asta chiar nu aveam lipsă de zgomotul lui, chiar vreau să vă spun de ciripitul păsărelelor. Aici o minunăție de pom atât de frumos înflorit. Nu știu dacă am mai văzut așa ceva. O frumusețe, o minune. Monument istoric, secolul 14, undeva anul 1500. Doar o privire să aruncăm, că e prea frumos, curat. Frumos orășel Alba Iulia, ceva mici cumpărături și încă nu știu unde mă duc, dar vreau să mă duc undeva. Stați aproape, sper să vă arăt lucruri frumoase. Din locul ăsta minunat, din splendoarea asta al anului de rapiță, închei aici acest micuț video, acest vlog. Dragilor, ce pot să vă spun? A fost frumos, locuri frumoase, locuri minunate, a fost frumos faptul că am fost cu Adrian împreună, am fost și ieri așa cum ați văzut și astăzi, am povestit multe, am învățat multe lucruri de la el și oricum a rămas să ne mai întâlnim, să facem și o căsuță cât de cât, un adăpost așa natural, crengi, lemne, frunze, piatră în pădure. Din câte îmi dau seama, cred că și pălăria mea cea nouă am uitat-o la el în mașină. Asta e un semn că trebuie să mă mai întâlnesc cu el. Până data viitoare când ne revedem, eu vă doresc o zi bună, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog, dați un like, dați o distribuire dacă se poate, lăsați un comentariu, dacă nu v-ați abonat încă și v-a plăcut și vă place ceea ce fac, abonați-vă. Dacă vreți să fiți notificați, să fiți înștiințați când primiți, când postez eu ceva, activați și clopoțelul. Deci, de lângă lanul de rapiță,
Rasi Survival vă spune toate cele bune, dragilor, aveți grijă de voi și să aveți o zi minunată!